Părerile sunt împărțite între medici și părinții, care se informează din diferite surse. Astfel, cei din urmă devin reticenți cu privire la vaccinarea lor sau a copiilor lor. Cea mai mare frică este indusă de posibilitatea apariției autismului. Specialiștii susțin însă că nu există nicio legătură între medicamentul împotriva hepatitei B și autism. Deci absolut totul este relativ. Că este sigur, că nu este sigur, că sunt pro, că sunt contra, sunt neutră. Din acest punct de vedere, fiindcă viața e relativă. Și cam asta e tot ce pot să spun. Nu mai știu, nu mai sunt în temă cu bebelușii și nu pot să-mi dau cu seama. Ar trebui să le facă. Oricum, parcă nu mai e aceeași încredere cum era odată, da? Totuși trebuie să meargă, să discute, poate că ajunge la o înțelegere și atunci o să facă, nu? Vaccinarea este cea mai eficientă metodă de combatere a bolilor contagioase periculoase. Din acest motiv, s-a recurs la un program național de vaccinare care cuprinde 12 vaccinuri în primul an de viață.